1933, dublu vultur. Aceste cuvinte nu înseamnă nimic luate separat, dar împreună trezesc interesul unui anumit grup de oameni, colecționarii de monede. Între 1907 și 1932, în Statele Unite, se produceau monezi de aur vulturul dublu Saint Gaudens. Numele Saint Gaudens este numele celui care a creat moneda dublu vultur, pentru că un vultur valora 10 dolari, iar această monedă valora 20 de dolari. Monedă de aur pentru că da, chiar era din aur. În 1933, America trecea prin marea criză economică, iar în acea perioadă, sistemul monetar american avea ca etalon aurul. Adică, pentru fiecare monedă sau bancnotă emisă, guvernul trebuia să dețină cantitatea de aur echivalentă cu valoarea emisiei monetare. Deci, pentru a putea să printeze bani, guvernul trebuia să aibă aur. Președintele din acea vreme, Franklin Roosevelt, a cerut să se printeze bani, iar pentru asta a emis ordinul 6102, care interzicea populației să strângă lingouri și monede de aur în Statele Unite. În caz că vă întrebați, dolarul american nu mai are ca etalon aurul încă din 1971. Dar să revenim la ordinul 6102. Atunci când președintele Roosevelt a emis acest ordin, o serie de astfel de monede fuseseră deja produse. Dar, așa cum am spus, guvernul american nu voia să dea populației și mai mult aur, ci din contră, ei încercau să-i facă pe oameni să predea statului rezervele de aur. Deci au dat ordin ca toate acele frumoase monede să fie topite în afară de două care trebuiau să ajungă la colecția numismatică națională. Vă gândiți probabil că acesta este sfârșitul și vă întrebați ce urmează să vă mai spun. Ei bine, se pare că de fapt au rămas 22 de astfel de monezi, ceea ce înseamnă că 20 au fost furate. De aceea, posesia unei astfel de monede este ilegală pentru că în afară de cele două, toate ar fi trebuit să fie topite în 1933. Deci, toate care încă există au fost furate din trezorerie în acel an. De aceea, în 1944, serviciile secrete au format o echipă care să investigheze zvonurile cum că astfel de monede încă există. Se pare că treaba serviciilor secrete nu este doar să-l protejeze pe președinte, ci și să investigheze infracțiuni monetare. Deci au cea mai tare, dar uneori și cea mai plictisitoare slujbă din lume. În 1944, serviciile secrete au identificat 7 astfel de monede care fuseseră furate de o casieră și care le-a dat unui bijutier din Philadelphia pentru a le topi. La puțin timp după, au găsit încă o monedă, iar în 1952 o alta și acestea au fost topite. Mult mai târziu, la mai bine de o jumătate de secol, în 2005, au mai fost găsite încă 10 monede. După un lung proces cu cel care avea monedele, s-a decis că acestea aparțin guvernului american, iar acum sunt ținute într-un seif la Fort Knox. Dacă ați fost atenți, v-ați dat seama că până acum am găsit 21 de monede. 2 la colecția numismatică, 9 topite și 10 în posesia guvernului. Deci ce s-a întâmplat cu una dintre ele? Înainte ca guvernul să afle despre furtul acestor monede, regele Foruk al Egiptului a cumpărat o astfel de monedă, obținând chiar și o licență de export de la Trezoreria Statelor Unite. În mod normal, cei de la trezorerie ar fi trebuit să știe că este ilegal să deții o astfel de monedă și ar fi trebuit să-i spună că a fost furată în 1933. Aceasta a fost o greșeală făcută de un angajat al trezoreriei, al cărui nume nu a fost făcut public. Și așa, moneda a ajuns în Egipt. Guvernul american voia moneda înapoi, dar în 1944, Egiptul era implicat într-un conflict la care participau mai multe țări din zonă, ceea ce a făcut ca Statele Unite să amâne recuperarea ei. În 1952, regele Farouk a fost înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat, iar moneda ar fi trebuit să fie returnată americanilor, dar se pare că între timp dispăruse. A apărut din nou abia în 1996, când un comerciant britanic de monede pe nume Stephen Fenton a fost păcălit de către serviciile secrete care au cumpărat moneda de la acesta în urma unei operațiuni sub acoperire. Fenton a fost arestat, iar după un proces foarte lung, acesta a căzut de acord cu guvernul american să vândă moneda și să împartă profitul. Moneda a fost vândută pentru suma de 7.590.000 de dolari unui cumpărător anonim, care acum este mândrul proprietar al celei mai scumpe monede de 20 de dolari.
Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!